Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre completarea de contul TVA cu sumele nedeductibile. La înregistrarea cheltuielilor de protocol, societatea reflectă în contabilitate următoarele. La 401, 623, 44, 26. Concomitent, reflectă dreptul de limitare al TVA. 623 la 44, 26. În decontul de TVA, unde este reflectată această ultimă operațiune? În decontul de TVA, acest TVA nedeductibilă este declară astfel. A. Rândul 21. Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu 24% la rândul 26, sub total taxă depusă conform articolului 145, 145 indice 1 sau 147, se înscrie TVA deductibilă preluat de la rândul 23, din care se scade suma aferentă TVA nedeductibilă pentru TVA nedeductibilă. Implicit, TVA aferentă acestor cheltuieli nedeductibile, fiind preluată în jurnalul de cumpărări, în contul 44-26 și în decontul de TVA, se va prelua și în declarația 394. Așadar, TVA nedeductibilă nu se preia la rândul 26 din decontul de TVA 300.